Bine mai găsi prieteni! Bună dimineața! Uite, m-am tot gândit. Oare de ce ne este frică de uh, PSD? Când intră PSD-ul la guvernare, bacă intră singur, bacă intră cu PNL-ul ca astăzi, da? De ce ne frică nouă de PSD? Că până la urmă e un partid ca toate partidele, uh, până la urmă nu poate să stea uh, infinit uh, vreme la guvernare. Hai să vedem de ce. Uh, pe de o parte. Pe de altă parte... Musai, 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 trebuie să remarcăm că de câte ori intră PSD-ul la guvernare și cred că și ceilalți intră pe niște sevraje morale. Adică îmi amintesc că în 3 decembrie Florin Câțu zicea domnule, în sfârșit i-am alungat pe ăștia de la, de la uh, guvernare, gata cu Tudose, gata cu Grindeanu, uh, ăștia trebuie ejectați din viața publică. Dar acum de mai puțin de două săptămâni iarăși același Câțu zicea Domnule, a negociat cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Da. Și atunci, pe derapajele astea morale, se găsește dintr-o dată o portiță și țup, PSD este la guvernare. În mod normal, zice așa, domnule, nu-i bai, păi avem nevoie de o guvernare stabilă. Dar mai ales că am văzut că și-au făcut planul pe șapte ani. De ce e nevoie de guvernare stabilă? Păi trebuie să schimbăm Constituția. Sunt de acord. Da? Să vedem reorganizarea administrativă. Paranteză, vor avea curajul să facă regionalizarea. Că până acum până au urlat că se rupe țara dacă se fac regiuni. Bun. Și trebuie să facă regionalizarea cu aceleași persoane care urlau împotriva regionalizării. Doi la mână. Păi, avem nevoie de guvernare stabilă pentru că. băi, e de, de făcut reforme aici, nu ne jucăm. Da? Vine pe ul nu putem sta la mâna a două voturi în plus și dacă lipsesc nu știu câți din Parlament că s-au îmbolnăvit sau au diaree, nu mai vin și trântesc ăștia la legea. Sigur că da. Păi avem nevoie în sfârșit de schimbarea paradigmei, adică stânga poate guverna cu dreapta după modelul german, că așa și -aș avem președinte neamț. Mă rog, sas. E adevărat. Doar că de câte ori a venit PSD la putere, el nu a venit neapărat la putere, ci a venit cu prea multă putere. Amintiți-vă de perioada Anastase, când pur și simplu ejectaseră tot, 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 da? Și pusese rămâna pe, pe, instituții la modul personal. Da? Este o carte foarte faină de ce eșuează națiunile. Nu pentru că vine cu tremurul. Nu pentru că vin inundațiile, nu că pică meteoritul. Eșuează când instituțiile nu mai funcționează, când instituțiile sunt proprietate personală sau de grup, de obicei, ale partidelor. Da? Și aici, uite, unde avem noi spaima cea mare, pe care o tot vedem, o tot vedem. E adevărat, nu doar la PSD, ca să fim bineînțelegești. Da? Numirile politice. Ministrul de Finanțe, ghiși pe cine vor să pună cei de la PSD. Pe uh, Leonard Badea sau cum îl cheamă, dar viceguvernatorul Băncii Naționale. Bă, când zici viceguvernator, opai, stai un pic acolo, într-adevăr, trebuie competență. E bine, nu e așa. L-au luat de la, de la uh, Universitatea din uh, Târgoviște, Valahia, da, mare universitate, uh, l-au făcut parlamentar în două mandate și după aia l-au numit tot psd în funcție la Banca Națională. Dar cine mai este? Că zici, băi, o pornit omul de jos. Nu e nicio problemă. Doar că domnul ăsta a fost și la ASF. ASF-ul sunt cei care se ocupă cu, cu, controlul asupra asiguratorilor. Da? Păi, tovarășul cum nata Năstase era la City. La asta care o dat faliment acum și din cauza căreia, din cauza firmei ăsteia, noi avem RCA-urile dublate sau triplate. Păi o mulțime de ilegalități da, ies la iveală și domnul ăsta n-a reacționat pentru că era domnul cumnat al lui Adriană, stase. Și atunci ce fac? Atunci îl pun ministrul de finanțe. De ce îl pun ministrul de finanțe? Și dacă ați observat unde sunt banii, unde colcă e banii, acolo vrem să fie grindeanul la transporturi. Da? De ce? Ca să-i putem controla. Ca să putem să le dăm un telefon. Băi, vezi că vine băiatul ăla la, la, cu firma la tine, vezi cum faci, ideal nostru. Bun. Prea multă asta putere duce la ce? Duce la încremenirea pur și simplu societății. Adică, deși antreprenorii, deși profesorii, templarii, medicii, toată lumea își face treaba, nu se vede. Da? Exact ca la. Domnule, avem creștere economică extraordinară. Și unde-i? Că la mine nu -i. De ce nu-i la mine? Pentru că s-a stopat la nivelul ăla de sus și acolo deja se împart ciolanele. În loc să se bage bănuții în uh, infrastructură, în educație, în sănătate, în irigație, în etc., 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 totul se oprește sus. Pentru că, dacă observați, uh, PIB-ul României tot crește, tot crește, tot crește. Crește atâta, nivelul de trai atâta. De ce? Acolo se gripează motoarele. Sus. Noi suntem doar caroseria. Caroseria aia care trebuie vopsită din când în când cu uh, domnul a crescut PIBU, uh, avem putere de cumpărare, au crescut salariile cu 37 de lei și chestiile astea de dați, au crescut salariul cu 3, 30 sau 50 de lei sau 70 de lei, sunt puse uh, pe masă ca, pe niște, ca niște trofee, ca niște victorii extraordinare. da? Și prea mulța putere asta uh, uh, dăunează chiar economiei. Știi, pe timpul lui Năstase nu le era moale multora. De ce? Năstase era el însuși, era aneu, era stăpânul absolut, înstăpânitul absolut. Da? Trebuie să, să văd dacă găsesc cartea asta cu de ce în națiunile și într-o zi o, -o, o să-i mai fac o prezentare, musai să o citiți, Îmi povestea un domn, căutam cartea, trebuie să o, să o mai răscolesc un pic. Îmi povestea un dom, că pe vremea lui Năstase, doar pentru că n-a vrut să fie în linia partidului, și omul e profesor universitar, într-un singur an a avut 12 controle. Da? De ce? Pentru că din josul lui sau chiar de la Năstase, puteai să dai un astfel de ordin. Da? Dom'le, rade pe ăla. Sunt multe, sunt multe semne de întrebare atunci când îți vine PSD la guvernare. Pentru că nu s-au putut desprinde de ambiția a Partidului Comunist de a avea putere totală. Și prea multă putere într-o democrație s-ar putea să îți facă niște, niște contrapieduri din care să-ți revii foarte greu. Amintiți-vă de Dragnea, da? indiferent cât de mult ar vrea să spună pe că Dragnea nu mai este de actualitate, el rămâne prin oamenii lui, că Stănescu, ăsta, ă, ă, al lui Dragnea a fost, Bădălău, al lui Dragnea a fost, ă, ă, Ciolacu, tot al lui Dragnea, toți au fost al lui Dragnea, doar că Dragnea a intrat în pușcărie și dintr-o dată ăștia au întors spatele, dar ce rebelușu, tot acolo a rămas. După am mă uit la lista cu miniștrii. Și aici deja se vede bătaia peștilor, peștilor din ambele partide. Mă, ce-o căuta Gabriela Firea la muncă? Sigur că aceeași întrebare ne-a pus-o și la Raluca Turcană. Gabriela Firea la muncă? pe păi băi, care e calificarea ta? Sau vrei să-l pui pe ăla pe fostul șofer de la protecția copilului pe... Habar, am uitat cum o cheamă. Da? Adică a mai fost și la ministru. Vi după aia cu Tudose? Păi Tudor, să ți -o fost premierul lui Dragnea. Acum mai bun? Atunci nu era rău. Florin Câțu, nu? În 3 decembrie, când spunea că bine, că am scăpat de ei, nu era uh, uh, problemă, nu? Uh, Grindeanul la transporturi. bătătucă. tătucă, dar care uh... Deci, Dacă observați, toate ministerele bănoase, da? S-au împărțit între oamenii care pot fi, dacă vrei, uh, uh, controlați. Sau, între ghilimele, convinși să facă una sau să facă alta. De partea cealaltă vin uh, liberalii uh, cu propunere, deocamdată, Rareș Bogdan la dezvoltare. Mă, voi trebuie să puneți oameni cu credibilitate. Atunci când vrei să zici, domne gata, uite, facem un nou proiect pentru țară, mă, mă liga lor de, de, de politicieni, că uite ce au făcut, gata, facem un moment T0 și începem să, să, să fim onești și patrioși și cinstiți, vorba lui Ciolacu. Păi dar Areș Bogdan ce credibilitate mai are după ce a urlat peste tot că în 30 de zile taie pensiile speciale? Adică, ce ați făcut? Știi vorba lui Tănase? Și cu asta ce ați făcut? Da? vi să mi-l pui iară pe câmpianul de la Pro-România, la Liberal, la știți soarele prin câte au mai fost, da? la educație. Bă, n-ați găsit unul ca lumea. Pur și simplu, partidele astea au un fel de rezervor limitat, 50-60 de persoane fiecare partid, care se rotez la guvernare indiferent de competențe. Poți să-l pui pe Areș Bogdan la apărare, poți să-l pui la dezvoltare, poți să-l pui la, nu știu, fabrica de batistuțe, pe firea poți să-l pui și la muncă, și la apărare, și la vicepremier, la toate. Adică, oamenii ăștia, dintr-o dată, oameni care n-au dovedit vreo calificare în domeniu, vreo performanță în domeniu, se pot permuta ca la canastă pe orice combinație. Și atunci eu mă întreb de unde până unde uh, uh, viața mă obligă, realitatea mă obligă să am încredere într-un astfel de guvern. Sigur că da, uh, eu înțeleg, domne, avem nevoie de un guvern, băi, pe 8 ani, pe, 10, pe 20 de ani, ca Singapore, pe 3 generații, dintr-un sat de Pescar, să ajungă uh, uh, tigroasii. Dar tu trebuie să ai o bază de aia de onestitate și o onestitate de aia internă prin care poți să spui baronului de nu știu unde care te sună, băi, vreau acolo ministru, să -mi dai ministru, da? Să-i spui, bă, băiete, aici e țară, nu e partid, da? Îți dau o funcție de conducere că ești tare și a adus voturi acolo, în birou național sau în birou executiv sau ce mai avem noi în conducere, dar ministru este un pic altceva decât ședința de partid, da? Om putea sau nu putea? Iohannis, pe de altă parte, Probabil este sătul de atâtea lupte interne. Dar problema a fost tot la el. Pentru că putea să regleze chestiile astea ca mediator. Mă băiete, că tu vrei să candidezi la președinția PNL sau Orban, e treaba voastră. Atenție însă la guvernare. Că tu vrei sau nu vrei, nu-ți place de useriști sau îți place de useriști, atenție la guvernare. La fel cu pesediștii. Mă băieți, să vedem cum punem umărul la proiectul ăsta comun pe care înainte l-am negociat. Dar nu s-a negociat absolut nimic. Pentru că, dacă observi, ei au anunțat că alianța este foarte, foarte probabilă, și după aia au zis, ne vom pune la masă să vedem uh, programul de guvernare, că acum lucrăm la el, zicea Ciolacu. Păi, care garanția că tu ai un. Deci tu, tu n-ai venit pe nimic. Tu n-ai avut, uh, uh, domnule, uite, am programul ăsta de guvernare și sunt compatibil cu ceea ce trebuie să se întâmple în România în următorii 7 ani sau 10 ani sau 20 de ani. Da? Tu ai zis că, băi, am scăpat de ăia, nu pot să fac guvern, în minoritar nu, nu vrem, dar Hai cu ăsta la, cu PSD-ul. Bun, și? Păi și stai că acum lucrez la el. Adică e ca și cum te-ar fi angajat cineva, da? Pe un post mare, conduce conduce, în staf și spui știți, aș vrea să, după ce m-ați angajat, vreau să mă și calific la locul de muncă. Adică să fac un proiect, nu m-ați angajat pe baza unui proiect, m-ați angajat pentru că. L-ați dat afară pe el -a -a și aveați nevoie de un om. Un jolly joker. Înțelegeți? Aici este baiul fundamental. Nu faptul că ne place PSD-ul sau nu ne place PSD-ul. USR-ul sau nu USR-ul. PNL-ul sau nu PNL-ul sau PNL dmr ul sau, DM -ul, sau uh, uh, jogleriile astea. Uh, eu aș prefera, uite, da? aș prefera ca PNL, PSD să meargă strună. Da? Și peste șapte ani să vină cineva să-mi bată obrazul. Băi, chelule, vezi că n-ai înțeles atunci. Degeaba te dai tu deștept cu, cu, emisiunile tale. Și la televizor, și pe YouTube, și mare șmecherie. N-ai înțeles nimic. Uite că România a făcut ceea ce trebuia să facă de 31 de ani. Mie mi-ar... Cred că m-ar salva m-ar salva din toate spaimele astea pe care le aveți și voi, le are cam toată lumea. Nu mai discutăm despre permutările care se vor face în partide, despre nemulțumirile celor din PSD care au intrat la guvernare și nemulțumirile celor din PNL care vor merge către tabăra Orban și probabil la sfârșit vom spune apoi are instabilitate că o plecat ăla, o plecat ăla, o plecat ăla. Ce ne-o face? Păi mai facem o combinație și tot din așa din combinații în combinații până <coughs> până ajungem pe marginea prăpastiei, pe marginea istoriei sau pe marginea dezastrului. A, ah, cu dezastrul nu e problemă, deja suntem acolo. V-am pupat. Să aveți sănătate, zile bune și...